ne lipsește puțin de una jumătate încoace. Multe greșeli de arbitraj și anul trecut. Eu zic că era mai sus în clasament anul trecut dacă nu erau acele greșeli. La fel și campionatul ăsta, văd că continuă și mai urât ca anul trecut, pentru că suntem lăsați cu un om în minus, doi oameni în minus aproape la fiecare meci, la două meciuri. Adică tu ca jucător depui efort, vrem și noi respect ca jucător de fotbal, ca fotbalist, din partea arbitrilor, din partea tuturor. Vrem să fim tratați egal. Nu e normal, cu FCSB-ul la fel, omul minus, contează, pentru că joci cu echipă din primele trei din acest campionat și e foarte greu. Te aperi tot meciul, lumea spune că ne apărăm. Prin normal că ne apărăm împotriva FCSB-ului, Rapidului, Craiovei, când suntem lăsați cu omul minus sau doi omul minus, pe nedrept. Astăzi, de exemplu, e dincolo de orice dubiu, a fost egalat într-un gol din nou, asta este clar. Nu știu, se pare întâmplătoare aceste greșeli cumva? Nu, deloc. Păi, dacă era o dată sau de două ori, ziceam, e o greșeală, e omenesc, dar tot la două meciuri, de un an jumătate încoace, aceleași greșeli, în ultimele minute, acum, adică e mai frumos, ne pun cireașa pe tort acum, anul ăsta. Anul trecut ne-a lăsat mai moale. Vă dau ceva explicații, arbitrii, după aceste decizii, nimeni nu le înțelege. N-am văzut, n-am fost sigur, uitați-vă pe cameră. Dar conducerea ce vă spune? Că și conducerea e de vină, dacă tot se greșește în bădurea voastră și nu are nimeni nicio măsură. Păi și conducerea ce să facă? Conducerea ce să facă, dacă ei nu sunt taxați? Noi când greșim, când luăm un cartonaș roșu, un cartonaș galben, când facem faulturi prostești, când se pierde meciul din cauza noastră, suntem taxați. De ce nu sunt taxați și ei? Stau o etapă, mamă ce dureros, o etapă. Și după aia revin și aceleași greșeli. Am mai spus și la alte interviuri, când arbitrează în Europa League, Champions League, nu se fac greșelile astea. La noi în campionat se fac, meci de meci. De ce? Am jucat și eu în Anglia 4 ani, am văzut ce contacte sunt acolo, nu văd niște faulturi aici în România, de mă crucez, mă jur. Deci îmi fac cruce. Ești extrem de marcat de ce s-a întâmplat asta pe teren. Te simt, adică te vedem că ești foarte, foarte nervos și foarte afectat. Normal. Joci cu doi oameni în minus. Jumate de meci, cu Craiova la fel, cu Steaua la fel. E un efort enorm. Îmi venea să vomit la finalul meciului, la cât am alergat și ce efort am depus, eu și colegii mei. E foarte frustrant, vă dați seama. Și nu, dacă era un singur meci pe an sau într-un tur de campionat, mai ziceam, dar așa tot la două meciuri să rămâi cu un minus pe nedrept, greșeli făcute prostești, nu știu. Da, în fine. Marco, care e atmosfera la voi în vestiar după ce se întâmplă pe teren? Adică ce vă mai spuneți la final de meci între voi? Vă mai spuneți ceva? Mai ridică cineva capul în pământ? Noi suntem o echipă foarte unită. Am demonstrat asta și campionatul trecut și campionatul ăsta. Să ții piept FCSB-ului 90 de minute cu 9 minus, asta demonstrează că suntem o echipă puternică. Nu mai vreau să fie Chindia o echipă mică, cum era înainte, sau cum o face presa, nu știu, în general, așa. Chindia, eu cred că arăta fața anul trecut, anul ăsta la fel. Suntem un grup unit și am demonstrat asta pe teren.